Performanță extraordinară, handbaliștii de la Potai Satur au câștigat Challenge Cup după un meci excelent pe terenul AEK Athena. Grecii au câștigat returul la un punct diferență, 27-26, însă meciul senzațional de acasă a făcut posibilă câștigarea competiției. În tur, turdenii au câștigat cu 33-22, iar scorul general a fost 59-49. Cristian Matei, primarul municipiului Turda, cel care a stat în spatele acestui proiect de reviriment al handbalului turdean încă de acum 2 ani, a fost alături de echipă la Athena. Cupa Challenge a fost câștigată de Turda. Am demonstrat încă o dată că prin pasiune, implicare și profesionalism și cu multă voință putem obține rezultate fantastice. A fost multă muncă și mult caracter în acest proiect. Sunt foarte bucuros și mândru că Turda iese din nou în față. Europa Sportivă a aflat în această seară că un oraș pe nume Turda are o echipă bătăioasă și de astăzi campioană, a declarat primarul Turzii Cristian Matei. Este pentru prima dată când o formație din județul Cluj câștigă un trofeu european.